politicianul moldovean este în febra pregătirilor. Diseara acesta va da o dita mai petrecere în vila lui de 6 milioane de euro, pe care și-a construit-o la periferie metropolei ruse. Renato Usat i-a ales singur meniul pentru seara de azi și tot el a decis să facă piață. Am fost la piață, am cumpărat vreo 5-6 pești mari. Merg să fac acum una din mâncările preferate care le pregătesc personal. Deci să fac o supă de pește într-un cazan de 60 de litri. Au venit noaptea nouă colegi de la partid, primari din Republica Moldova. Mi-au făcut o surpriză, au venit la 1 din noapte, au ajuns în Moscova. Mai vine și prieten și organizez un truc în ogradă, frigărui, supă de pește. De la miezul nopții, Renato a început să primească sute de mesaje și zeci de cadouri. Cea care a ținut să-l felicite prima a fost iubita lui Sandra Dodon, care a postat pe contul său de Instagram un simplu la mulți ani și un sărut, însoțită de o imagine frumoasă în care apar cei doi împreună. Contactată de o seară perfectă, blonda lui Renato ne-a declarat mai multe. Eu îi transmit cele mai frumoase gânduri de bine, multă sănătate, prosperitate, multe bucurii, să aibă liniște sufletească și de Doamne ca toate lucrurile frumoase făcute de el și se întoarcă lui în zicit, pentru că el asta merită. Și desigur, părinților, un mare mulțumesc și chiar sunt bucuroasă pentru că a crescut un om minunat. Sandra nu a vrut să ne spună și ce cadou i-a pregătit iubitului ei, însă ne-a dezvăluit în premieră pentru ce-l iubește și ce-a făcut să se îndrăgostească de el. Un mod de a cuceri interesant și este pentru mine ca un copil. Evită să vorbească despre viața lor personală, au făcut-o doar de câteva ori pe rețelele de socializare. De obicei, Sandra postează florile și cadourile care le primește de la Renato, iar el îi răspunde prin comentarii de genul păpușa vieții mele. Este o persoană deosebită, deștept, are ceva aparte. Sandra a declarat că nu a fost niciodată la vila politicianului și nu va ajunge nici la petrecerea de diseară. Colegii de partid la fel îl felicită de la distanță. Renato, în ziua asta frumoasă de toamnă, îți doresc ca să rămâi omul cetățenilor. Așa cum spun sondajele, așa cum oamenii îmi spun în stradă, Renato este omul nostru, sănătate și susținerea oamenilor, cred că este cele mai importante lucruri pentru tine și lucrurile mari în politica moldovenească încă urmează. La mulți ani! Cum sărbătorește el de obicei zilele de naștere, atunci când este cu prietenii sau cu colegii? Nimic ieșit din comun, da, am fost în 2014, mi-amintesc, o zi de naștere obișnuită, fără excese. Dar ați fost la Moscova la el vreodată? Casa e mare și frumoasă? Am fost, sunt poze pe Facebook. Impresionează, este o casă construită cu mult gust și designerul și arhitectul principal este Renato Usatăi. Nu sunt excese, nu sunt chiciuri. Unicul care a recunoscut ce cadou i-a luat șefului său de partid este Felix Grincu. Георгиевич увлекается рыбалкой, увлекается охотой, и мой подарок из этой области. Сегодня он подарил подарок, очередной подарок этому замечательному городу, многофункциональный трактор «Беларусь». Ренат Георгиевич, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю всего самого хорошего. Я написал в своем обращении все, что думаю по нынешней, по сегодняшней ситуации. Я очень хочу и очень хотел, чтобы этот праздник твой, день рождения, ты встречал дома. В кругу семьи, в кругу своей команды, которая тебя любит и которая будет за тебя бороться и драться с этим проклятым режимом. Будь здоров, счастья тебе, здоровья и успехов. Мы тебя ждем домой, возвращайся, пожалуйста, ты нам нужен. А примет о мультиме де кадоури, дар рекунаште, ка инка ну апукат се ле дескида. Он че пута винити ди меня, сенка ну маму и тата ке. Вин маму, шо шире дим партия была, пусть мои вещи не вануште. Probabil cele mai așteptate cadouri sunt de la copiii lui, mezina lui Renato, Alexandra, fiica sa din căsnicie cu Carolina Tampiza, i-a făcut o felicitare personalizată. Nici mama primarului de Bălți, Larisa Usatăi, nu va ajunge la petrecere și a ținut să-i transmită o urare pe Facebook. La mulți ani, scumpul nostru, îți mulțumim pentru bunătatea ta, grija deosebită față de noi, dragostea noastră enormă și necondiționată, sperăm să te ajute să depășești orice greutate în viață. Te iubim și ne este foarte dor de tine. Unicul vis neîmplinit al lui
lui Renato este funcția de președinte, dar până atunci vrea să vadă pe toată lumea zâmbind. Unicul scop pentru viitor care ne l-am pus, să fac așa ca mai multe persoane din Republica Moldova să aibă zâmbit pozitiv. Nu vreau să rămân în istorie, vreau să lăs o urmă pozitiv. Pentru mine este important să fii sănătoși, părinții, copiii, nepoții. Să fie bine la toți, atunci, atunci o să fie bine și la mine însuși. Renato Usată este cel mai non-conformist politician de la noi, om de afaceri și primar de Bălți. A devenit și mai popular după ce acum câțiva ani a dus în nordul Moldovei artiști și trupe ca Bad Boys, Blue, Blistea și Grigori Leps, Stas Mihailov. Renato nu a ezitat să iasă și el în scenă de fiecare dată și să facă show.